Jennifer Lopez, piesa asta, doamne, dă așa un chef de dans. E, unii ca mine, așa, cu doi la stânga, dar alții sunt cu unul la stânga și unul la dreapta, așa cum se face și așa cum este frumos și bine, pentru că, da, unii dintre noi au știut să facă dintr-o pasiune o adevărată artă și un adevărat business. Pentru că știți că mereu vă spun faptul că, indiferent de unde vă aflați, puteți să dansați așa cum simțiți. De acasă, la muncă, din mașină, ideea este să fie o stare de bine, de relaxare. Nu degeaba se spune că dansul face bine la trup și suflet, însă sunt oameni care au făcut din acest bine o adevărată artă. Din pasiunea pentru dans, o pasiune pentru bucuria de a împărtăși tainele sale. Din orașul celor șapte coline au ajuns și pe scene importante și s-au întors cu experiențe frumoase, dar și cu premii pe măsura muncilor. Vorbim despre pasiune, dans și excelență cu Ana Maria ei, de la Echim o altă cheie de Bun găsit, Ana, mă bucur salut, tare salut, mult să ne bine Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Am așteptat cu mult uh, timp înainte această întrevedere, ca să zicem așa, și abia așteptam să vă povestim ce lucruri frumoase facem la Academia noastră. Cum sunteți? Ce faceți? Facem foarte bine, mai bine decât ne așteptam, sincer, acum un an, chiar dacă nu știam prea multe despre pandemie, văd că anul acesta ne-a răsplătit pe măsura muncii noastre, ca să zic așa, Uh, ne bucurăm de faptul că avem o echipă minunată și că ne-am extins din mai multe puncte de vedere. Nu ne mai ocupăm doar cu dansul, ci cu alte trei arte în plus față de dans și anume mm -hmm. partea de desen, partea de canto și partea de teatru în așa fel încât să ducem pasiunea fiecărui om la următorul nivel. Așa este, pentru că dacă ceva îți dați în noi acolo, pasiune, și cum se spune, că dacă trece o zi fără să te gândești la un anumit lucru, trebuie să-l faci până la urmă. Și așa. e frumos că se află în orașul nostru minunat și astfel de uh, spații în care putem să ne manifestăm aceste pasiuni și să le ducem la următorul nivel. Înainte de toate, te rog să-mi spui, pentru cei mai anti-talent, pentru cei care care nu au o plecare, nu au ureche muzicală, domnule. Există vreo șansă să învățăm să dansăm bine? Da. Să nu există, stăm la masă? Da, din fericire există. Cred că 90% din cursanții noștri la cursurile de dans, cel puțin, vin și ne spun, vai, da, persoane cu două picioare stângi primiți. Da, bineînțeles, aici este locul, da? Ne dați deci o, noi... ne dați. Exact, exact. Vin colinda. Da. Ideea este că noi încercăm Chit că nu te-ai născut cu acest talent, că ce este vorba despre un talent sau o pasiune, noi putem să te ajutăm să nu mai fii genul acela de persoană care să stea jos la masă toată seara, neavând ce să danseze, uitându-te așa jinduind după o da, mișcare da, da. pe care să o încerci și tu. Deci eu cred că există speranță pentru toată lumea din fericire. Când a început povestea voastră, mie îmi plac foarte mult poveștile și sunt sigură că există și un început pe măsură Așa este, uh, bun, eu am început să dansez când eram micuța, adică aveam în jur de șase anișori uh -huh. uh, Skip forward câțiva ani în față, în jurul vârstei de 20 de ani l-am cunoscut pe actualul meu iubit și partener de afaceri Uh, și îl salutăm trei, cu mare drag. Uh, exact, exact, îl salutăm de acasă. Uh, noi, uh, inițial, uh, am început uh, chestia asta, afacerea și pasiunea noastră într-un alt spațiu. Iar apoi ne-am deschis sediul nostru, unde ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ne ducem activitatea mai departe până în acest moment uh -huh. și să fie și în continuare. Noi am început inițial din ideea că sunt foarte mulți copii talentați sau care își doresc să învețe lucruri frumoase, interesante. Și am vrut, na, prin intermediul nostru, ca să zic așa, și să nu fiu absolut deloc narcisistă, am vrut să îi ajutăm în această călătorie. Am început cu o mână de copii. Din fericire, în acest moment, avem în jur de 180 de cursanți. Wow, mulți înainte! Mulțumim, mulțumim! Eu și Andrei, în acest moment, antrenăm doar pe partea de adulți. Însă avem uh -huh. o echipă de... Profesori. Suntem în total 10, o echipă de 10 la propriu, da? Pentru uh, o academie de 10, cel exact, puțin 10. Exact. Uh, avem o echipă extraordinară care aduce uh, și cea mai mică fărâmă de talent sau pasiune mm -hmm. sau dăruință, o ducem la următorul nivel. Din, uh, na, din uh, momentul în care am început noi, încet, încet, ni sau al mi s-au adăugat, să zicem așa, instructori de street dance, dans contemporan, dans acrobatic și celelalte trei arte despre care am zis mai devreme. Așadar, dacă mergem la o petrecere, știm de toate, nu? Dacă trecem. Absolut, un... absolut facem show de zile mare acolo nu ne lăsăm. Eu am chiar și un curs despre care voiam să vă spun astăzi, mm -hmm. dacă sunt persoane despre care am vorbit eu mai devreme, care vor să danseze la petreceri, însă nu au deocamdată nicio șansă, să le spunem așa. Da. Avem un modul, se numește modulul 3 in 1, acolo noi facem cursuri pentru persoane cu două picioare stângi care își doresc să învețe partea de latino, partea de vals și, bineînțeles, partea de populară care ne chinuie pe toți. Sârbele astea. Absolut, absolut. <laughs> Știm că moldovenilor le place să meargă la petreceri, să danseze până dimineață și de asta noi, noi suntem aici să vă ajutăm în zona aceasta. Dar prima dată când vin cursanții, da. care vă spun că este baiul cel mai mare? Care tip de dans? Clar, Populară, populară, da? bineînțeles, dar exista vreo îndoială în ceea ce privește chestia asta. Eu zic că cea mai mare problemă din ce am văzut până în acest moment este zona asta de dans în pereche. Și adică mm -hmm. sârba în pereche, asta este cea mai mare problemă. După părerea mea este chiar cel mai ușor stil pe care poți să-l înveți, adică îți trebuie în jur de 30 de minute și ești gata de plecare. Așa este și după ce prins această febră populară, eu spun că te, te ține mult și bine. Clar, și abia clar. aștepți la o petrecere muzica populară. Dar apropo de membrii, cum ați reușit să aduceți un număr atât de mare și mai mult decât atât să-i țineți aproape de voi? Pentru că și asta este o artă din punctul meu absolut, de vedere. Absolut. Eu, după cum bine știi și tu, am, absol am absolvit partea de PR și comunicare uhum. la facultate. Uh, iar eu în acest moment mă ocup pe zona asta de PR și de manageriat, deci ai întrebat persoana potrivită, ca să zic așa. <laughs> Uh, într-adevăr este o artă pentru că mai presus de toate noi nu facem doar niște cursuri de dans sau de desen sau așa mai departe uh -huh. noi ajutăm niște tinere talente să își ducă potențialul la nivelul maxim am mers la România au Talent Vom apărea și în această primăvară din fericire oh. deci vă așteptăm să ne urmăriți pe ProTV uh, am mers pe unele dintre cele mai mari scene din România la Den Star am fost cu o domnișoară Trebuia să plecăm primăvara trecută în Croația, dar, din păcate, pandemia ne-a lovit. Mm -hmm. Dar am concurat online așa cum s-a putut. Am luat locul 2 la nivel internațional pe partea de dans contemporan la categoria ei de vârstă. Mulțumim frumos! Noi suntem mai presus de toate, suntem ca niște părinți de la sală, ca să zic așa. Părinții, într-adevăr, au, au o implicare foarte mare în zona aceasta. Prin acest intermediu, dacă ne ascultă părinții de la noi, țin să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac, că sunt atât de dedicați și că își, își dăruiesc ce au ei mai de preț, adică copilul, îl pun în mâinile, în mâinile noastre. Și uh, cred în noi că le vom duce uh, copilul la nivel maxim uh, și, bineînțeles, că îi vom face fericiți. Se vede, se vede că sunteți foarte implicați. Am văzut asta și în postările pe care le faci Mulțumim. chiar tu. Cum este să lucrezi cu micuții? Uh, în primul rând, este foarte frumos. Eu cred că, bine, asta cred că poate să-mi confirme absolut orice antrenor, chid că face sport sau orice uh -huh. altă artă, noi uh, suntem mai mult decât niște profesori. Noi uh, nu doar că predăm niște informații, ci și facem un fel de coaching spiritual, psihologic și așa mai departe. Noi vrem să-i încurajăm cât mai mult pe copii. Uh, cred că cel mai frumos lucru la, în a munci cu cei mici este că ai, niște, ai parte de niște rezultate la care nici tu nu te aștepți. Uh, asta ar fi un lucru. Al doilea uh -huh. lucru, cred că este. Din nou, foarte, foarte frumos și te atinge așa la suflet în momentul în care un copil muncește uh, fără să-i zici tu. Este o dovadă foarte clară că îți pui amprenta puternic în viața unui copil și poate din mâinile tale nu doar că răsare un dansator sau un alt fel de artist, ci răsare un om cu principii frumoase în viață. Așa este, iar voi sunteți adevărați mentori, am o vorbă, cine nu are mentor să-și cumpere corect, Pentru că sunt foarte corect, importanti Spunei ceva de sufletă mai devreme și vreau să mergem acum la sufletele pereche Pentru că corect. știu că țineți lecții de dans și pentru miri povestește -mi. pentru că sunt sigură că ai o mulțime de povestit da, da, avem o mulțime de povestit Mie personal, printre cele mai de suflet cursuri pe care le ținem sunt acestea de dansul mirilor în primul, rând, în primul rând, este din cauza faptului că lucrăm cu persoane care au o poveste foarte frumoasă în spate, chiar vreau prin acest intermediu să-ți povestesc de ceva care mi s-a întâmplat acum câteva săptămâni. Dar. Eram pe Facebook ca tot omul, bineînțeles, și pe un grup de mirese foarte cunoscut din ea și a postat o domnișoară care are un deficit în ceea ce privește auzul, atât ea, cât și partenerul său. Și spunea dacă este cineva care ar putea să-i ajute hmm. să facă dansul mirilor, fără, na, fără a se enerva, pentru a avea mai wow. multă răbdare. Wow, adevărat o provocare. Da, și mă rog, eu sincer în momentul în care am văzut postarea asta, mi-au mi trecut prin cap o mie de gânduri. Cât este de greu să-ți găsești un suflet pereche în lumea asta, apoi să nu poți comunica cum comunicăm noi. Exact. Este foarte greu și eu cred că o poveste din aceasta de dragoste nu că trebuie încurajată, trebuie prețuită până la ultimul strop. În acel moment m-am decis să, ca eu, personal, să-i ofer partea asta de dansul mirilor absolut gratuit. Nu o zic acum din punctul ăsta de vedere, domnule ce am făcut eu este absolut extraordinar. Dar eu zic că dacă avem ocazia să încurajăm poveștile frumoase de dragoste, să le încurajăm până la capăt, fie că vindem pâine, facem cursuri de dans sau facem emisiuni la radio, fiecare ce ocupație are. Așa este și când simțim că putem aduce și noi un bine în viața cuiva, este păcat să nu facem asta. Absolut. Apropo Absolut. de bine, mirii vin cu multe emoții și știu că nu este vorba doar despre dansul în sine, ci Clar. despre o adevărată consiliere. Cum îi primiți? Îi sfătuiți? Absolut. Cine Absolut este mai emoționat din cuplu de obicei, deși deci răspunsul cred că este mai evident. Da, da. Deci, în mod normal, na, toată lumea crede că domnișoarele sau viitoarele mirese vor fi foarte emoționate. Mie îmi place mult, nu că n-aș fi și o femeie și clar țin <laughs> cu sexul frumos, bineînțeles, dar doamnele și domnișoarele vin foarte hotărâte, au melodia, au coregrafia. Au știu tot. tot ce, e bineînțeles, bineînțeles. Noi clar știm tot. Dar domnii au cele mai mari emoții întotdeauna, lucru care este de înțeles pentru că domnii nu prea dansează la petreceri de obicei. Mm -hmm. uh, însă cred că și domnii au parte de cel mai frumos rezultat, pentru că este un rezultat la care nu se așteaptă. Eu cred că înăuntrul fiecărui om este un dansator și cred asta cu toată puterea. Mai trebuie... avem și noi o speranță. Exact, exact. Uh, trebuie doar uh, să fie cineva care să-l concilieze Uh, revenind că tot mă duc pe alte părți în afară de cea pe care mi-o spui tu. Uh, deci, în legătură cu Dansul Mirilor, într-adevăr, noi îi primim în primă fază pentru o discuție uh -huh. să vedem ce își doresc, dacă vor să facă un clasic vals vienez sau lent, în funcție de cum își dorește fiecare, sau poate chiar baceata uh, dans popular sau uh, un mix sketch cu mai multe stiluri uh -huh. de dans, fiecare după personalitatea. Sa și după cum își dorește, noi lucrăm în acest moment cu un pachet unic, cel puțin în Iași, dacă nu în țară, sincer, acest lucru nu l-am verificat încă, și anume este vorba despre 5 ședințe în care noi îți okay. garantăm că vei învăța dansul mirilor. În cazul în care nu l vei învăța în aceste 5 ședințe, restul o infinitate sunt oferite de noi, atât de încrezători suntem în forțele proprii, și până în acest minunat moment nimeni nu a depășit cele wow. cinci ședințe. Da, este un lucru, zic eu, că te convinge destul de ușor să, să mergi pe zona asta de dansul mirilor, că ce am mai auzit persoane care nu își doreau neapărat să facă dansul mirilor, poate iese prost, uh -huh. poate nu iese cum trebuie, este stresul zilei. Exact, exact, dar eu cred că de fapt, de fapt și de drept scopul acesta al dansului mirilor este să ne punem acolo, să ne schițăm în niște pași de dans. Povestea noastră de dragoste, să ne punem personalitatea acolo, să o pictăm cu tot ce avem noi mai frumos și bănuiesc că oricum invitaților le face o mare plăcere să, să o urmărească. Așa este, apropo de picturi, pictura anului 2020 nu a fost una cea mai dintre cele mai fericite, să spun așa. așa cu toate astea, voi sunteți aici. Cum ați da. reușit? Pentru că foarte multe business-uri, din păcate. Uh, au probleme sau chiar nu mai există la ora aceasta așa este uh, mie îmi pare oricum foarte rău să, să trăim în uh, genul acesta de vremuri bine, nu cred că îi pare cuiva extraordinar de bine asta în mod clar dar uh, eu zic oricum cine a rămas după acest moment sunt uh, niște adevărați supraviețuitori uh -huh. și aici nu vorbim doar despre industria asta de uh, educație informală în care mă aflu și eu și Andrei și în general, fie că vorbim despre restaurante, magazine, comerț online sau offline a fost destul de grav. Eu cred că un mare ajutor ne-a oferit online-ul în aceste momente, pentru că da, noi ne bucurăm și de o comunitate foarte frumoasă, uh -huh. uh, și de asemenea faptul că noi pe parcursul lockdown-ului am făcut niște cursuri, zic eu, destul de interesante și de bune pentru copilași, am oferit cursuri săptămânale de dans absolut în mod gratuit. Pentru a ajuta copiii să revină la o normalitate sau la o mică parte din normalitatea cu care ei erau obișnuiți zi de zi. De aceea zic eu că ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare de un succes în zona aceasta, și am rămas încă pe piață și vom rămâne cu sprijinul lui Dumnezeu de acum mult timp înainte. Cum vezi anul 2021 pentru voiana? Uh, eu cred că îl văd mult mult mai clar decât vedeam anul 2020. Totul a fost așa un mare semn de întrebare. Eu zic că am trecut deja prin niște experiențe care pe cât au fost ele de înfricoșătoare și de scherii, zic că ne-au ajutat, ne-au făcut mult mai puternici. Și orice ar veni în anul 2021, noi vom fi aici pregătiți să, să ne apărăm și, bineînțeles, să râdem de fiecare obstacol. Așa este pentru că după un obstacol vedem cât de puternici suntem, de fapt. Absolut. Unde vă găsim? Cum putem lua legătura cu voi? <coughs> Bun, eu sunt legătura de fapt. Eu sunt lianțul, ca să zic așa, da? Am adus pe cine trebuie. Absolut, absolut. Deci, pe noi ne găsiți, avem sediul în Tătăraș doi băieți, chiar în stația de tramvai. Puteți să intrați și pe Facebook-ul, Instagram-ul și TikTok-ul nostru, despre care chiar voiam să vă zic că suntem pe TikTok, cel puțin asta știu. În mod sigur suntem cea mai urmărită Academie de Dans din România. Wow. Uh, ne bucurăm de foarte mulți cursanți veniți din zona aceasta de TikTok și Instagram. Uh, cu peste 200.000 de followeri adunați din toate rețelele sociale. Mulțumesc. Mulțumim frumos, este o muncă și acest lucru. Uh, da, deci ne găsiți în doi băieți, după cum am spus, pe pagina noastră de TikTok, Facebook și Instagram, ikim Arts arță cu capa, bineînțeles și la numărul meu de telefon 0742955062. Mulțumesc tare mult, Ana. Din păcate, mare interviul drag. a ajuns la final. Mulțumesc tare mult că pașii tăi au adus la noi astăzi în redacție. Să aveți mulți, mulți cursanți relaxați frumoși și care să prea din dragoste voastră pentru aceste arte Mulțumim frumoase. Și trebuie să-mi promiți că o să mai revii la Clar. noi. Clar, revin cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și eu. Dragi ascultători, este ora 13 și aproape 54 de minute. Interviul îl veți putea asculta integral și pe site-ul nostru viva.fm.ro